Dovete! Marsch! Onorata asistență, plutonul constituie militare din cadrul batalionului 285 artilerie Flight of Water din Ucraina. Comandată cu toate cea mai jos dobrilă, Tudorel vă prezintă un scurt exercițiu de instrucție de front cu arma. Primul este un exercițiu demonstrativ la instrucția de front, care prezintă maestria, eleganța și profesionalismul militarilor în mânuirea armamentului, dar și nivelul aptitudinilor la care aceștia au ajuns. Stop the terror! Stop the terror!
Străvin, prin ordinul de zi, nu te-am văzut în fel. Soldat, o să revină vieții pieritoare. Tu, vă iubesc, vă îmbrățișez cu dragoste pe curând, vă pun ca mulțumesc. Am venit în țară să fim uniți, să ne iubim, să iubească și partidele, să fie uniți ei între ei, să fim și noi, să vrea bine la popor. Nimic greu nu va. Ce ești tu îmbrăcat astăzi? În costumul lui Cuza. Și cine a fost Alexandru? Chipul meu nu va. Primul conducător al țării. Dar am curățat sufletul țării. E cel mai de preț lucru pe care îl poate face un domn în fața lui Dumnezeu. Vreți să vă zic o poezie frumoasă? Zic numai o strofă. Poți să vă zic o poezie? Da. Asta e un pic, să-ți spunem noi când, da? Hai, începe! Amândoi avem un nume, amândoi o să te lume. Tu mi-ești frate, eu sunt frate, în noi doi un suflet bate. Bravo! Super! Mulțumim mult! Că face! Momentul de la 1859 ne prezintă imaginea unei clase politice mature și vizionare. Elitele au dovedit curaj și hotărâre în a-și asuma și duce la îndeplinire un asemenea proiect, iar istoria a demonstrat că au acționat corect. Oamenii politici de atunci au înțeles că un om cu viziune și rigoare care și-a atins scopul pentru care a fost ales, unirea și modernizarea țării. Doamnelor și domnilor, anul 2018 este cel în care ne întoarcem la rădăcinile noastre. Anul în care, mai mult ca oricând, avem datoria de a ne stabili prioritățile pentru viitor. Românii au nevoie să fie uniți în jurul unui scop comun, acela de a construi o țară prosperă, modernă, puternic atașată de valorile democrației și ale statului de drept. Doar prin consens general, la nivelul societății românești, vom reuși să ducem mai departe moștenirea înaintașilor noștri și să lăsăm generațiilor viitoare o Românie puternică. Dragi români, dragi munceni, stimați cetățeni prezenți astăzi aici în număr atât de mare în Piața Unirii din Focșani, doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor miniștri, excelențele voastre, domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor soldați, ofițeri, domnilor generali, onorată asistență. Vă rog să-mi permiteți în primul rând, să salut tinerețea și viitorul acestei nații. Vreau să-mi permiteți să salut pe cei care an de an participă la această lecție de istorie aici la Focșani, pentru că, așa cum bine știți, în Franța există mult respect pentru istorie. Salut Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic Gheorghe Asache, Liceul Tehnologic Longinescu, Colegiul Ion Mincu, Colegiul Valeriu Cota, Liceul cu program sportiv, Colegiul Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Național Udirea, Colegiul Național Mihail Cocălnicianu, Liceul Pedagogic Spiru Haret, Liceul de Artă Gheorghe Tătărăscu, Colegiul Auto Traian Buia, Școala Proficială Hipocrate și Colegiul Național Emil Botea din Adrian. Dragi români, dragi vecini, doamnelor și domnilor, mă simt mândru și bucuros să fim astăzi împreună
pentru a sărbători o zi atât de importantă pentru noi toți. Unirea principatelor, eveniment istoric ce a stat la baza Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Astăzi, Focșaneu devine pentru o zi capitala României, așa cum a fost în urmă cu 159 de ani, atunci când aici s-a desăvârșit mica Unire. Vrancea a avut un rol important în realizarea Unirii Principatelor și avem toate motivele să fim mândri că suntem vrânceni. Pentru că aici a pus domnitorul Alexandru Ioan Cuza bazele României moderne. Desfințarea Botanului de la Focșani a dus la unirea Moldovei cu țara românească și a împlinit visul românilor de a trăi într-o Românie unită, liberă și puternică. Strămoșii noștri au crezut în acest proiect istoric de proporții, l-au pus în practică și ne-au dat astfel șansa să evoluăm ca o națiune respectată și demnă. Am intrat în anul centenarului, care a început pentru țara noastră cu schimbări și tensiuni. În aceste momente, mai mult ca oricând, este bine să ne gândim la ceea ce ne unește, la dorința de a trăi într-o țară care pune preț pe cinste, respect și valori occidentale. Este un bun moment pentru a ne reevalua cu onestitate acțiunile și pentru a le îndrepta în beneficiul românilor. Luând astfel exemplu înaintașilor noștri, pentru care interesul națiunii a fost mai presus de orice. Astăzi, la 159 de ani distanță de acest eveniment istoric, avem datoria de onoare de a păstra și dezvolta această țară frumoasă, cu oameni mândri și muncitori, pe care ne-au lăsat o moștenire înaintașii noștri. Fie ca acest an, dedicat centenarului Marii Uniri, să ne apropie în jurul principiilor noastre comune. Îmi doresc această zi să fie un început pentru a reflecta mai profund la ceea ce suntem ca neam, să fim mai uniți, mai solidari și mai buni. Cel mai frumos și mai puternic simbol al sărbătorii de astăzi este Hora Unirii, care ne transmite un mesaj simplu, dar profund. Doar împreună vom reuși. Dragi români, stimați brânceni, onorată asistență, voi repeta astăzi ceea ce am spus pe 6 august 2017 pe altarul eroilor neamului românesc la Mărășești cu prilejul centenarului luptelor din primul război mondial. Domnule președinte al României, Klaus Werner Iohannis, în calitate de șef al statului, în calitate de garant al respectării Constituției României, în calitate de comandant al forțelor armate și în calitate de mediator al societății românești, vă cer astăzi, 24 ianuarie 2018, de la Focșani, să chemați partidele politice ale României, să chemați instituțiile fundamentale ale statului, șefii instituțiilor fundamentale ale statului, șefii instituțiilor guvernamentale, să chemați pe primul ministru și miniștrii Guvernului României, să chemați reprezentanții autorităților locale, să ne așezăm la aceeași masă și împreună să construim o strategie reală de dezvoltare a României pentru următorii 25 de ani. Iar această strategie să o transpunem într-o lege creată de Parlamentul României, în așa fel încât niciun guvern să nu-și mai permită să nu respecte interesul național și strategia stabilită de către poporul român pentru următorii 25 de ani. Doar în acest fel vom termina cu dezbinarea în această țară și cu politicianismul ieftin. Când un partid politic la București votează
împotriva Spitalului Metropolitan, când același partid politic votează la Focșani împotriva Spitalului Județean, a noului Spital Județean, nu putem să mergem înainte. Dacă ar fi procedat așa, unioniștii la 1859, probabil că noi nu am fi avut România de astăzi. Haideți să lăsăm dezbinarea, să lăsăm ura și să construim împreună ceea ce poporul român, ceea ce românii merită. O societate modernă și o viață prosperă pentru fiecare. Așa se ne ajută Dumnezeu. Cu mână toți cei cu inima română și să învârtim hora frăției aici, la Focșani. Hai, să dați. Știu. Vă-ți facem 2 de așa. Vreți să facem 1? Hai, facem 1.